Ia veniți aici. Rică, treci în spatele fetei, treci lângă ea, unde vrei tu. Așa. Eu îi spun proba descoperirii. Da, noi abia așteptăm să vedem ce zace în lăuntru lor, da, al fetelor. Că de-asta îi se spune. Bine a spus colegul meu, descoperire. Nearică, ochii în sus, ochii în sus, nu te mai uita în prompterul fetei. Și joc de glezne. Ei, stai mă, că nu mai am eu de-astea. Rică, fii atent aici. Am întrebări. Fetele astea trebuie să deșire haina. Nu-i haină, e plovăr. Și-o fi puloverul. Plovăr la țară se făcea. Și tu trebuie să răspunzi corect. Făcea mama când era. Nearică, tu trebuie să răspunzi corect la cât mai multe întrebări. Fetele trebuie să se grăbească. Și dacă tu răspunzi corect la mai multe întrebări decât o să răspundă ăștia la alți, ți-am dat indiciile. Începem? Ești gata, Nearică? Deci, fetelor, cu putere, da? Jojo, Diana. Hai. 3, 2, hai să începem. Nearică, cine locuiește la Polul Nord? Am o variantă. Nimeni, pentru că e gheața acolo, gheața e în continuă mișcare. Eschimoșii, pentru că acolo gheața e mai groasă și e mai sigură. Sau Moș Crăciun, la Polul Nord. Cine locuiește la Polul Nord? Moș Crăciun. Hai mă, Moș Crăciun. Să mor eu dacă am fost și eu acolo și cu urși polari. Nearică, nu e bine. Nimeni, pe Polul Nord nu merg. Nu stă nimeni la Polul Nord, chiar la Polul. Băi, când e sărbătoare, vine el acolo în stradă. Nearică. Am fost eu acolo. Nearică, omnivorul. E cel care mănâncă oameni? E unul care mănâncă și vegetale și carne? Sau e cel care mănâncă doar carne animalelor ierbivore? Ce e omnivorul ăla? Ierbivor? Ce e? Ce mănâncă? Animal. Nu mă, fire, mama lui, ce mănâncă oameni omnivorul? Mai sunt și ăștia, mamă, ce mănâncă. Ce? Bă, Nearică, uite-l pe Dorian, care-i înlemnit. Mănâncă vegetale sau... Ce mănâncă? Carne? Omnivorul, Nearică, dă o cu de întrebare, iată, mai departe. Auzi, Nearică, pas! Și ne se mai uită la joc, mă, tată, bă, că când se deșira ața aia, uite așa, îți făcea ochii în cap. Poți să mă uiți, ce mă doare ochii. Nearică, placebo, efect, placebo. Ăsta se obține prin intermediul unui medicament, Nearică, medicament, nu are niciun efect medicamentul, sau o substanță halucinogenă, sau placarea unui adversar la rugby. Cu ce se obține placebo ăsta? Place mai bine cu placajul de la rugby, ca și eu. Firai, mă. Nearică, simte-te bine, Nearică. Nearică, fatalist, Nearică, Nearică, fatalist, mai Nearică, fatalist. Înseamnă un bărbat efeminat, înseamnă ăla care crede... Stai, mă, Nearică, uite la mine, ăla care crede în inevitabil. Da, pot să mă concentrez. Hai, mama. Ce stau. Sau, Nearică, profesor la școala de fete, ce-i fatalistul ăsta? Fatalist? Aha. E profesor la școala de fete, e unul care crede în inevitabil... Inevitabil. Nu e, mă, la școală de fete, nu e. Un bărbat efeminat, adică ăla așa. Da, era frumos că aveam un peisaj frumos în fața mea, așa, acolo. Da, o nepoată, o nepoată, dar... S-a terminat, Nearică! Ba, e gata! Ce i-a desfăcut? E gata! Cine-i fetei de frig, Nearică? Îmbelește-o cu zăpadă! Aia poți să iau acasă? Ia-o, Nearică, cu tu, ia și întrebările astea. Nu poate concentra nimeni așa. De ce? Hai, ia-o! Bine, gata. Niglu. Altceva, Nearică, hai că arătă-ți bine, vină încoa. Așa să fata aici cu lui Niglu. Nu-i acolo lângă Dorian, Nearică. Așa. Ține stăpânul ăsta. Eu stau pe mâneri, stai tu aici. Rona, Nicol, ia veniți voi. Ia veniți, fetele. Eu m-am învățat în spate, așa. Rona, Nicol, veniți aici. La această probă noi ne dorim să-l trimitem pe cel mai experimentat dintre noi și cel mai inteligent și chiar cel mai capabil pentru această probă, Nea Marin Barbu. Hai, Nea Marine! Hai, Nea Marine! Mă, sincer, eu nu puteam să mă uit către fata aia. Nu puteam, dar aveam așa un sentiment. Și noi ne-am încurcat de două, trei ori. Nu știu, ori sunt eu altfel, sunt de modă veche. Stai mă puțin, cum adică? Că nu puteam, că era așa... Cum așa? Așa cum Jojo? Era prea de tot. Prea dezgolită tu? Mă, nu știu, ți-am zis că sunt de modă veche. Dar, în chiar fine. Prea veche, zău? Hai, Nea Marine, pentru indiciu, da? Am întrebări. Fetelor, 3, 2, am început. Fii atent, Nea Marine. Expresia aurul negru e folosită pentru romii aurari, aurul din Africa sau petrol, Nea Marine? Aurul din Africa. Băi, bine! Petrol, Nea Marine! Aurul negru e petrolul! Petrolul, Nea Marine!
Neamă Aline, o persoană despre care se spune că are ochelari de cal, ochelari de cal, este miuapă, e limitată sau e otocilară? Otocilară. Nu mai e limitată. E una mai are ochelari de cal, e limitat. Ochelar, bravo, uite. Corect. Neamă Aline, mă, ce Dumnezeu. Neamă Aline, irefutabil este ăla care nu atrage persoană de sex opus, ăla care nu poate fi combătut, respins sau are mult sex appeal. Ăla care nu poate fi combătut. Băi, Neamă Aline, cum ați fi cu tabăra lui. Neamă Aline, Andropauza, Andropauza e o aplicație pentru Android. Răspunde direct, tată, că știi ce e. E diminuarea activității sexuale la bărbați sau e pauza la spectacolele de balet? Beu, la bărbați. Beu. Bravo, așa, tati, bravo. Bine că recunoști, iubitule, bravo. Neamă Aline, padișahul. Padișahul e o variantă de șah pe trei niveluri. E vistiernicul Imperiul Otoman, vistiernic în Imperiul Otoman, sau e o variantă persana sultanului? B. Vistiernic în Imperiul Otoman? Da. Nu! Nu! E varianta persana sultanului. Neamă Aline, mai una, torționarul, torționarul. E persoana care torturează, producătorul de torțe sau sportivul care poartă torța olimpică? Care torționează. Torționează, torționarul e torturează. Perfect! S-a terminat, s-a terminat. Neamă Aline! Neamă Aline, Sofir! Mersi mult! Neamă Aline, vreau să vă felicit fetelor pentru curcat extraordinar. Și te luai de mine, da? Mai bravo, Nicol! Bravo, Rona! Mai de mine! Să nu știm atac cu Andropauza. Da, e o idee. Interesantă. O să fac și eu proba asta acasă cu nevastă mea. Da, să mă suni dacă îți mai rămâne lână, să-mi dai și mie. Ai găsit, Pepe? Aveți varianta? Ne-a dat lindiciu. Nu, ne-a dat un lindiciu. Ah, e tare, ne-a dat un lindiciu. Înseamnă că putea să... Dupane, cum ai zis tu? Bune, te încurcă mai rău. Te încurcă și mai tare. Bun. Lasă-mă, că voi aveți indicații. Și voi să răspundeți primii la... Bineînțeles. Ce nu știi tu, Dane, este că noi am făcut o alianță împotriva ta. A mea? Așa e. Vorbim după mască. Așa e. Vorbim după mască. Și să știi, ca să nu intri la bănuieli, Țociu n-are nicio legătură cu asta. Cu toate astea. Iacă mască.